Cum vezi acest derby între Rapid și Dinamo? Tribunele vor fi pline, atmosfera va fi superbă. Cum vezi disputa din teren? Sper să fie la fel, să se ridice la nivelul suporterilor și la atmosferă care se creează în general înainte asemenea meciuri. Sigur că Dinamo în ultimul meci de cupă nu prea ne-a plăcut așa atitudinea și felul cum au tratat cupa, dar cred că în campionat va fi cu totul și cu totul altceva. Sau cel puțin așa sper. Îi dai o șansă lui Dinamo în această seară? De ce nu? De ce nu? A demonstrat că sunt un grup, chiar dacă sunt foarte puțini. Am văzut banca de rezerve, este foarte fragilă la ceea ce are nevoie Dinamo și la meciurile care vor veni și vor urma. Dar în prim 11 eu cred că am văzut la Dinamo. Au reușit foarte multe meciuri bune, determinare, efort, dar în meciul de cupă nu mai am văzut această determinare și sigur că mă de aștept și eu să văd ce se va întâmpla în acest meci. Rapid arată mult mai bine Rapid în momentul acesta, din toate punctele de vedere, ca și club, ca și structură, ca și tot ce s-a întâmplat la Rapid în ultimii ani. Mă bucur acest lucru, pentru că este unul dintre cluburile la care am jucat și cu care mă mândresc oricând, la orice oră, și Dinamo de asemenea. Adică Dinamo mai are mai sunt multe de pus acolo. În afară de suporteri care sunt senzaționali și așa au fost întotdeauna, la nivel de lot, la investiții, mai sunt multe de făcut ca să devină iarăși o curte în campionatul Inter. Ai fost un atacant important, inclusiv în Giulești. Acolo unde acum a fost adus Rahmani, el debutează la Rapid cu 2 goluri marcate împotriva lui FC Craiova. Pe de altă parte, în lotul Rapidului este și golgheterul campionatului trecut, Dugan Zici. Cum vezi că va continua evoluția, cum va continua situația la Rapid? E loc pentru amândoi în același timp? Unul dintre ei se va impune în primul 11, celălalt va sta pe bancă? Cum vezi că se vor derula lucrurile? Asta poate să decide Bergodi. Sigur că el știe mai bine. Eu cred că în meciurile de acasă pot juca cu 2 vârfuri, pentru că sunt 2 jucători cum cred că orice club și orice antrenor și-ar dori să aibă în primul 11. Sunt extraordinari amândoi, iar pentru mine a fost o încântare să văd acest vârf de atac în 45 de minute, într-un joc în deplasare, ce realizări a putut să aibă. Pe lângă goluri, mă refer la joc, mă refer la efort, mă refer la ocaziile care și le-a mai creat. Eu cred că a arătat, de fapt, valoarea pe care o are acest atacant. Este o certitudine, cu siguranță. Este unul din transferurile reușite ale fotbalului românesc în acest moment. Și, din fericire, Rapid, eu cred că a făcut o investiție, un transfer extraordinar. Sigur, în acest moment lucrurile pot fi un pic mai simple, pentru că Dugan Zici este accidentat. Dar e interesant de văzut cum vor sta lucrurile atunci când ambii atacanți vor fi disponibili pentru Cristiano Bergodi. Sunt 2 jucători importanți, s-au făcut investiții importante pentru ambii jucători și atunci e de văzut cum va gestiona Cristiano Bergodi această situație la Rapid. Oricum, o mutare inspirată și Rapid mai are în lot jucători cu experiență, care pot face diferența, jucători tehnici. Au demonstrat și cu ceva timp în urmă, sezonul trecut, pe mine m-au încântat. Și cu Adrian Mutu, acum iarăși văd că și-au revenit. Practic, cred că va deveni ușor un club așa cum își doresc suporterii. Îmi doresc foarte mult să aibă și rezultate atât în campionat cât și în cupe europene, pentru că vedeți unde a ajuns fotbalul românesc. Fără investiții, fără răbdare, nu putem realiza absolut nimic. Și vedeți și dumneavoastră unde am ajuns. Ne e greu să mai eliminăm o echipă, să ne mai calificăm în grupe. E ușor fotbalul românesc se duce așa, tot în jos. Sperăm să termine lucrul acesta și începând de anul viitor să avem echipe în grupe, că a ajuns Feroe să fie peste noi, este incredibil. Adică este strigător la cer, da? Am făcut multe greșeli la nivel de conducere. Am avut 2 ani de zile, am văzut ce oameni sunt implicați.
nu mă miră cu nimic dezastru care este în acest moment. Eu consider dezastru în fotbalul românesc la nivel de cupe europene, special pentru că în campionat încă ne descurcăm. Nu apar jucători români care să facă diferența, să se impună în lupta cu cei care sunt aduși de afară. Când apare cu un copil bun, credeți-mă că sumele sunt exorbitante, adică dacă a dat 2-3 goluri, ajunge 5, 6, 7, 10 milioane, adică am luat o razna. De asta pleacă de la anumiți conducători care n-au nimic în comun cu fotbalul, care au câștigat sute de milioane de fotbal și n-au investit absolut nimic, în afară de salarii și ce au dat pe la angajat, n-au stadioane, n-au făcut absolut nimic. Dar dacă îi luați din 2000, să zic, unii dintre ei, până acum, și le face socoteala, credeți-mă că au câștigat unii dintre ei sute de milioane de euro din fotbalul românesc. Așa, sărac, cum îl consideră unii. Nu este așa. Banii au fost, numai că ei au fost investiți prost și nu s-a făcut nimic, nici la copii și juniori, și nici în ceea ce privește infrastructura. În afară de stadioanele care s-au făcut către, eu știu, primării sau eu știu cine s-a implicat mai mult financiar și au reușit să facă câteva stadioane, infrastructură eu zic că avem. Pe timpul nostru aveam un singur stadion, mă aduc aminte, fie în Ghencea, fie Național Arena, pe care e fosta lui Manoliu, unde jucam și echipa națională, și în cupe europene, și nu ne mai băteam că nu avem stadioane. Acum avem destule stadioane, din păcate, nu mai avem o echipă în cupe europene care să ne reprezinte la, măcar într-o grup. Asta nu mai vorbim de calificări la nivel de echipă națională, din 2016 n-am mai calificat nici măcar la un campionat european. Am amintit de cariera ta deosebită, ai jucat la multe cluburi mari din România și de asemenea ai jucat și la Craiova. Ei bine, Adrian Mihitolu spune la Craiova că este în căutarea unui conducător de club. Ai fost contactat, ai răspunde pozitiv dacă ar exista o legătură între tine și Adrian Mihitolu, dacă ar exista o conversație în acest sens? Eu... am, cu Adrian n-am mai văzut de când am jucat la Craiova, el era lângă echipă atunci, mă duc aminte, în 2002 nu am avut niciun fel de contact cu Adrian. Așa că cu timp probabil că o să ajung la site-ul Craiova. Ai vorbit mai devreme despre dezastrul care există în ceea ce privește cluburile românești în cupele europene. Urmează însă partidele cu Israel și Kosovo în preliminarele Euro. Aici ești mai optimist? Crezi că avem șanse mai mari în privința calificării la turneul final? Cred că da, îmi doresc în tot sufletul. Ca ei să găsească formula ideală să poată câștiga acele două meciuri. Sunt foarte importante și e singurul lucru care ne-a mai rămas. Măcar România să se mai poată bucura de o calificare la un campionat european și ușor, ușor să ne revenim și la nivel de club sau cluburi, să ne calificăm în grupe, să mergem mai departe. Deja suntem fără echipă în Conference League, lumea a treia. Este dureros pentru fotbal românesc. Și șansa am avut. Eu zic că Gito Hagi a avut o șansă enormă, numai că nu s-a gestionat acest moment bine și, din păcate, eu cred că înainte de acest match Gito Hagi era cu farul echipa care putea să se califice în grupă. Dar nu știu, și în match-ul acesta care a fost cu cei de la Craiova, am văzut o altă prospețime, altă dorință, altă implicare. Nu mă așteptam ca farul să fie echipa, credeți-mă, de Helsinki. Și îmi pare rău pentru că măcar o echipă ne-ar fi reprezentat mai departe în grupă. Ar fi fost ceva.